De obicei protestele rezist, au apogeul lor între ora 20 și 21, între 8 și 9. La ora 9 fii se intonează imnul de stat, deșteaptă-te române, fii se aprind luminițe când suntem mulți. Cum a fost și în seara asta, cum a fost și pe 5 februarie 2017, cum a fost și în 10 august 2018, sau ar fi fost dacă nu interveneau forțele de ordine cu bastoane și cu gaze lacrimogene. Unele televiziuni transmit în direct, unii afișează lozinci, banere cu diverse probleme, în speranța că dacă o să se vadă la televizor o să contribuie în felul ăsta la rezolvarea problemei. Pe clădirea guvernului se proiectează cu un fel de laser mesajul adresat prim-ministrei Viorica Dăncilă, analfabeta, e considerată cam incompetentă și cam ineficientă. Luna luminează parcă mai puternic decât luminile stradale de la primărie. Am fost mulți, dar la 10 jumate am rămas tot mai puțin. Cineva a venit cu drapel cu luminiță în vârf. Cam asta e atmosfera. În 10 august 2019 a fost pașnic frumos. Interesante.